21 de ani, de atâta vreme a avut nevoie, au avut nevoie, avut nevoie autoritățile să-și dea seama că agenția antidrog nu funcționează așa cum trebuie și nu își atinge scopurile pentru care a fost creată. Este practic un nou eșec marcat al statului în lunga, druptă, în lunga luptă cu substanțele interzise. Statisticile sunt îngrijorătoare de-a dreptul, iar în lipsa susținerii, persoanele care luptă pentru tratarea dependenței o fac pe cont propriu prin clinici private. Între timp s-a găsit și o așa zisă soluție salvatoare, ca agenția antidrog să fie transferată de la Ministerul de Interne la Ministerul Sănătății. Reorganizarea însă este costisitoare și de durată. Acum patru luni, guvernanții au promis că vor amenaja opt centre regionale pentru tratarea dependenților de droguri. Proiectul însă bate pasul pe loc. Dezbatem subiectul cu expertul antidrog, domnul Cătălințone, în direct prin Skype cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața, vă mulțumesc. Domnule Cătălințone, așadar, ce efecte va avea o astfel de trecere a acestei agenții antidrog din subordinea Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Sănătății? Este o mișcare foarte importantă pentru România, pentru că se ridică politica antidrog la nivelul prim-ministrului. Deci, practic, coordonarea va fi de la cel mai înalt nivel. S-a folosit un model din Italia, dar și din alte țări. Italia, undeva în urmă cu 16 ani, a făcut acest lucru, a făcut un departament de politici antidrog. De acolo se va coordona, va fi un comitet interministerial, din care vor face parte toate ministerele de resort și la și numera scurt sănătate, justiție, interne, educație, familie, etc. Iar parte Partea de sănătate, partea de tratare și uh, reabilitare va fi preluată, cum e și firesc, de către Ministerul Sănătății. Um, vreau să vă spun că uh, faptul că Agenția Națională Antidrog a rămas la Ministerul Afacerilor Interne, an bun, uh, faptul că s-a vorbit despre ineficiența ei din punct de vedere al tratării adicțiilor, din punct de vedere al politicilor la nivel național, um, a contat foarte mult în dezechilibrarea luptei împotriva uh, drogurilor. Um, și... Aici au fost loc de orgoli, au fost loc de personale sau instituționale și s-a ajuns în acest punct. Vreau să mai vă spun un lucru care este extrem de relevant. Această agenție, la nivel de direcție în Ministerul Afacerilor Interne, a fost condusă la un moment dat timp de șase ani de către nouă directori. Nouă directori, dintre care patru nu au văzut droguri în viața lor, alții au venit, trei dintre ei au venit ca să iasă la pensie cu o pensie mare și, practic, acesta a fost jocul care a fost de undeva guvernat de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Deci, problema antidrog în România a fost tratată Efectiv, cu spatele a fost o indiferență totală, și am ajuns în acest punct. Dacă nu era 2 mai, dacă nu erau evenimentele dacă, uh, grave care au marcat România, dacă nu era reacția mass media, probabil că nu se ajungea aici. Dar trebuie să știm foarte clar. Lupta antidrog, indiferent sub ce formă este ea, trebuie să facă cu investiții umane și cu investiții financiare semnificative. Și trebuie să fie puși oameni competenți în aceste puncte de coordonare, în primul rând, și, în al doilea rând, în punctele de tratare și gestionare a dependențelor de droguri și prevenirea adicțiilor. Eu sper că, totuși, după aceste mișcări, lucrurile să fie făcute step by step, să se facă aceste centre, aceste 8 centre regionale de tratare de dependenței de droguri, care sunt decât pe hârtie, exact cum spuneți, și să se investească masiv. A fost un an electoral și de multe ori politicienii au defilat cu lupta antidrog de fațadă, dar nu au pătrus în esență. Ca dovadă că aceste centre nu există și nici măcar nu s-au stabilit locațiile. Eu sper că anul 2025, deși va fi un an financiar apăsător, să se facă acești pași, măcar să fie construite câteva dintre ele. Domnule Cătălințone, ca să-și atingă obiectivele această agenție, știm că avea un buget anual de vreo 40 de milioane de lei, peste 270 de angajați, cu toate astea însă o agenție care trebuia să monitorizeze fenomenul drogurilor din România, o agenție care trebuia să ofere asistență consumatorilor, n-a făcut nimic în toți acești ani, o spune raportul Curții de Conturi, dacă ne uităm acolo pe evaluarea făcută de inspectorii Curții de Conturi. Și întrebarea este unde se tratau acești oameni care aveau nevoie de ajutor? De simplu, nicăieri. Uh, Curtea de Conturi a spus că 90% dintre activitățile de evaluare ale Agenției Naționale de Drog pentru Consumatori, activitate obligatorie în momentul în care vrei să tratezi un tânăr, um, unii chiar minori, au fost evaluări cerute de DICOT în dosarele penale instrumentate, Pentru că este o obligație legală procurorul, în momentul în care are în față o persoană cercetată pentru deținere de droguri pentru consum propriu, prezumându-se că este consumatorul, trimitea la o evaluare gratuită și tot agenția și scrie în lege ar fi trebuit să-l și trateze. Bine, nu au centre, dar măcar ambulatoriu, adică la centrele de distribuție a uh, tratamentului pentru aceste adicții. Dar, practic, 90% i-au muncit când în aceste dosare penale, pentru că oamenii, în primul rând, nu veneau către ei pentru că nu aveau soluții. Doi, Nu aveau specialiști și nu aveau echipe de evaluare pentru că evaluarea să se facă mix de către. Uh, uh, asistență social de către medici, de către juriști și practic nu se realiza. Există o, o încredere crasă clasă în această instituție și în primul rând ineficiența este bază pe faptul că nu au personal. Au fost subfinanțată din punct de vedere uh, al tratării, tratării, din punct de vedere al activității de prevenire și v-aș da exemple, sunt județe care au la centrele Agenției Naționale antidrog aceste CPK, un singur lucrător. Imaginați-vă că acel lucrător trebuie să și evalueze, nici nu poate face pentru că de multe ori n-au studii, sunt ofițeri de poliție, care s-au -au mutat de la structuri operative pentru că este un loc mai călduț, um, nu sunt în măsură să facă activități preventive um, de amploare, de masă și nici nu au credibilitate în fața autorităților locale pentru da. că și autoritățile locale prin lege trebuie să financeze. Mulțumesc. Iar în momentul în care se prezintă în fața lor un om care nu are experiență și nu știe să facă, bineînțeles că autoritățile nu i-au dat bani.